Tovarășe Cotescu, sunt tovarășul Ted de la Federația Uniunilor Tineretului și aduc ordin de la partid. Da? Ordin? Ia. De azi înainte, orice cetățean are dreptul și obligația să aibă cel puțin 4 orgasme pe zi. 4 orgasme? 4? Nu-i posibil. Cum să nu fie posibil, tovarășe? Păi eu nu mai pot avea 4 orgasme pe zi, tovarășe. Minim 4 orgasme, tovarășe Cotescu. Dacă partidul cere să-i dai orgasme, îi dai. 4 orgasme minim pe zi. Fugi, domne, de aici, ăsta, tovarășe. Vii și-ți bați joc de mine, dar nu ți-e rușine că sunt bătrân, tovarășe. 4 orgasme, nu ți-e rușine. Nu mă crezi, tovarășe? Du-te, bă. O să-ți spară rău, tovarășe, pe cuvântul meu de onoare. O să mai auzi de mine, sunt tovarășul te la fut. Patru orgasme pe zi. Își bate joc de mine, 4 orgasme. Cum să mă taie de joc. Spiritoane! Mulțumat? Da, măi, copile, ai lăsat un tâmpit să intre. A, nu. Asta e, tovarășe. Asta este ce? Ordinul de la partid. Ce ordin, bre? E, ăla cu orgasmele, cu... N-ai înțeles nimic? Du-te și adă o birjă. Pula, pula. Și pizda, pizda, exact. Ieși! Augustu, 4 orgasme. Dragă Octavian. Da, e gata masa. Ai răbdare. Ce? Asta ce mai e? A sosit un plic, un ordin de la ministru. Ce scrie? 4 orgasme pe zi se dă lege. Poate ar fi mai bine 6 orgasme. Ia să-i zici. Poate. Tu ce crezi? Chiar trebuie atâtea orgasme pe zi? Cred că 6 orgasme ar fi cuvincios, sigur că da. Da, așa m-am gândit și eu, că unde merge mia, merge și suta. Te strângar. O să mă duc la ministru și o să-l rog să pună în lege 6 orgasme, nu 4. Dar nu mai bine unul singur. Nu, partidul a stabilit norma, noi depășim norma, noi n-o scădem, Octavian. Da, o să încerc, o să mă străduiesc să mă, oricum, pula, pizda, pizda.